PSG este cea mai bună echipă din Franța. O echipă care a avut niște jucători foarte, foarte buni, însă care nu reușește să câștige acolo Champions League-ul. Liga Franței se descurcă foarte bine, câștigă aproape în fiecare sezon, însă mereu și mereu se încurcă la Champions League. Și de data asta faptul că Mbappe a plecat oficial de la Paris Saint-Germain și s-a dus la Real Madrid a slăbit foarte mult PSG-ul. Așa că în videoclipul de azi o să salvăm PSG, o să câștigăm Champions League-ul cu ea fără Mbappe. Și am ajuns și la PSG, unde vom prelua și vom încerca să câștigăm UEFA Champions League. Vedem că, desigur, Mbappe este la Real Madrid, nu mai este la PSG și o să ne continuăm drumul nostru fără el. Obiectivul în această salvare este ca și până acum, adică obiectivul principal, care acela este să câștigăm Champions League-ul măcar o singură dată în 3 sezoane. Și, desigur, pe lângă obiectivul principal, avem un obiectiv secundar, unul opțional, să câștigăm Liga de 2 ori în 3 sezoane. Cam acestea sunt obiectivele, așa că hai să mergem să uităm la echipă. Echipa arată destul de bine chiar și fără Kylian Mbappé. Adică au un atacant de rezervă și au structura echipei, să zic așa, însă oriunde ar merge o modificare. Iar la PSG ar merge un nou left winger, ar merge un nou left winger foarte mult, iar Barcola, sincer, nu am încredere așa de mult în el și nu cred că o să crească extrem de mult în 3 sezoane, așa că o transferăm un jucător și acela este un left winger. Desigur, avem voie doar 2 transferuri pe sezon, țineți minte regula asta. De asemenea, PSG are un buget enorm de 237 de milioane de euro și left winger pe care o să-l transferăm este, desigur, Kvaratskhelia sau Kvaradona, cum îi se mai zice. Acest left winger foarte, foarte talentat, care și în viața reală este posibil să se ducă la PSG, așa că și noi îl vom transfera. Ei bine, și Kvaradona vine la echipă, la PSG, unde va juca pe poziția de left winger, vine pe suma de 138 de milioane de euro. Ei bine, și acum cu Kvaratskhelia în stânga, arată mai bine echipa, arată mai dotată. Și al doilea transfer pe care vreau să-l facem este pe poziția de fundaș, în locul lui Hernandez, care, nu mă înțelegeți greșit, este destul de bun, însă vreau să aducem un nou fundaș mult mai bun decât el la nivelul lui Marquinhos, să zic așa. E bine, și eu zic să-l transferăm pe Virgil van Dijk, pentru că încă este bun chiar dacă are 31 de ani, costă destul de puțin pentru el și ne poate ajuta foarte, foarte mult la noi în echipă. Așa că îl vom transfera. Virgil van Dijk vine și la echipă pe suma de 65 de milioane de euro plus Ricardo Pereira. Danilo Pereira, scuzați-mă, Danilo Pereira. Bun, și acum cu Van Dijk arată mult mai bine echipa și este pregătită pentru primul sezon. Desigur, înainte să începem trebuie să facem și diferim planurile, n-avem ce să facem, trebuie să le facem și pe el, așa că revenim într-o secundă. Am făcut contractele cât și diferim planurile, echipa arată foarte, foarte bine și pregătită pentru acest sezon, așa că haideți să-i dăm drumul la sezonul cu numărul 1. E bine, sunt la finalul lunii iulie, nici n-am început bine simularea și se pare că avem o final versus Toulouse într-o fire champion. Foarte interesant că avem și o finală de genul. O să vedem cum arată echipa lor, care nu prea ce știe ce. O să dăm totuși un quick sim, hai să vedem dacă reușim să câștigăm acest trofeu și se pare că reușim să câștigăm, reușim. Vitinha marchează, Colomoani marchează, Vitinha din nou. Ok, deja avem un trofeu. Suntem aproape la finalul lunii septembrie, unde începe UEFA Champions League. Și grupa noastră este cea mai grea grupă din toate, efectiv. Și Newcastle United, grupa focului, cum se mai numește. Și primul meci îl vom juca versus cei de la Borussia Dortmund, cei care au reușit să ajungă până în finală în viața reală. O echipă destul de bună au ei, însă noi îi dăm totuși un quick sim, hai să vedem dacă reușim să câștigăm. Și se pare că reușim să batem cu 2-0, bine, bine acolo. Marchează Lucas Hernandez cu Kvaratskhelia. Vedem că se implică destul de mult, bravo lui. Reușim să câștigăm primul meci din grupă. Iar în ligă ne jucăm destul de bine, suntem la un punct distanță de locul 1 și locul 2, așa că nu este foarte mare problemă. Balonul de aur se pare că l-a câștigat Erling Haaland acest sezon. Am ținut să mă opresc să vedem ce a câștigat și aparent este Erling Haaland. Suntem pe la mijlocul lunii decembrie, am avansat destul de mult ca să ajungem la ultimul meci din grupa noastră Champions League, care este contra cei de la Borussia Dortmund. Și vedem că noi suntem pe locul 1 în grupa noastră cu 13 puncte. Efectiv, grupa nu s-a schimbat deloc, a rămas la fel.
O să dăm totuși un quick sim și la acest match versus Borussia Dortmund să vedem dacă reușim și se pare că reușim din nou cu 3-2. Înscrie Colomwani, Lucas Hernandez și Kvaratskhelia. În ligă vedem că suntem pe locul 1, însă diferență foarte mică de locul 2, locul 3 și locul 4, de un singur punct, așa că se poate întâmpla orice. Am intrat în noul an și vedem că următorul match este în Cupa Naționale versus cei de la Troyers, cred că așa se pronunță. Un match destul de ușor, zic eu, și vrem și acest trofeu pentru că, da, de ce nu, de fapt. Îi dăm un quick sim și hai să dacă reușim și se pare că reușim să-i bate cu 3-1. Vitinha, Hakimi și Colomwani marchează. Următorul meci este tot în Cupa Naționale versus Sim Chaen, cred că... Da, cred că asta se pronunță așa. Îi dăm quick sim și la acest match, e destul de ușor. Hai să vedem dacă reușim și se pare că reușim. 3-2 totuși. Kvaratskhelia înscrie. Ho-ho, hat-trick-ul, hat-trick-ul pentru Kvaratskhelia. Bine, mă, bine. Următorul match este tot în Cupa Naționale versus cei de la AS Monaco. Un match mai greu, zic eu. Au o echipă destul de bună. Îi dăm totuși un quick sim. O, însă vedem că Van Dijk este out pentru acest match. Dăm un quick sim și se pare că... Ok, reușim să o batem. Ugarte marchează, Marco Asensio și el și Vitinha în minutul 2. Suntem la începutul lunii martie și următorul match este în Champions League versus cei de la Arsenal, pentru că, da, cu ei am picat în Round of 16. Și vedem că am făcut egal în retur și în retur se pare că vom juca la noi acasă. Avem avantajul, deci, da, va fi interesant, echipa lor este clar destul de bună, însă poate reușim să o batem. Îi dăm aici un quick sim și se pare că reușim să o batem cu 3-2, mă, bine. Bine, mă, bine, mă. Marchează Zaire Emery, Lucas Hernandez și Osman Dembele. Bine, mă. Din păcate, în ligă momentan nu suntem pe locul 1, ceea ce este destul de nașpa pentru PSG, fie fiind obișnuită să câștige liga, momentan totuși suntem pe locul 3. Diferență mică totuși. Următorul meci este tot în Cupa Naționale, suntem pe 2 aprilie și meciul contra cei de la Olympique Marseille trebuie să înceapă. Suntem în semifinale Cupa Naționale, suntem foarte aproape de final. Hai să vedem totuși dacă vom reuși să batem și Olympique Marseille, dăm un quick sim și se pare că nu reușim în bat. Wow, ne bate cu 3-2. Ok, ce marchează pentru noi Vitinha și Kvaratskhelia. E bine, următorul meci este în Champions League și vedem că vom juca versus Braga, unde vedem că ne-a bătut în tur, iar turul vom juca acasă, însă avem dezavantaj la scor, cel puțin. O să fie destul de greu, însă na, hai să-i dăm un quick sim. Echipa arată destul de bine, este pregătită, să sperăm că reușim să întoarcem. Îi dăm un quick sim și se pare că reușim cu 4-0, mă, bine, mă, bine, mă. Colomwani, Osman Dembele și cine? Cine mai e? Kvaratskhelia, Colomwani din nou. Doamne, deci i-am spart efectiv acasă. Suntem pe 7 mai și vedem că următorul meci este în semifinalele UEFA Champions League. Iar în tur i-am bătut pe cei de la Bayern cu 1-0, însă returul îmi vom juca la ei acasă. Un meci destul de greu cu Bayern, însă avem avantajul scorului. Echipa lor este desigur foarte, foarte bună. Îi dăm un quick sim și hai să vedem dacă reușim și se pare că reușim cu 3-2, batem 4-2 la general, mă, bine, mă, Kvaratskhelia marchează dubla, Kvaratskhelia marchează hat-trick-ul, bine, mă, Kvaratskhelia, cel mai bun transfer pe care am putut să-l fac. Bine, sezonul s-a terminat, practic nu mai există niciun match în afară de unul să jucăm. Acela este finala Champions League. Echipa arată foarte, foarte bine. Kvaratskhelia a crescut enorm de mult și a jucat foarte bine la echipă. Kvaratskhelia a înscris și cea multe goluri, 33 de goluri pentru el și 14 asisturi. Efectiv a rupt sezonul ăsta. Colomwani și el cu 27 de goluri, foarte bun și el. Efectiv, în ligă până la urmă reușim să câștigăm pe locul 1 cu 75 de puncte, completăm 1 din 2 la obiectivul cu liga. Desigur câștigăm aici și trofii de champion, însă din păcate Cupa Naționale nu reușim, ne scoate desigur Olympique Marseille. Iar în Champions League se pare că finala este versus cei de la Real Madrid pe Wembley și este destul de nașpa pentru că na, acolo este Kylian Mbappé, nu? Da, ia uite-l, ia uite ce frumos stă Kylian Mbappé în atac. Nu prea știu unde e Vini, nu știu ce nu-l văd acolo lângă Mbappé, dar ok. Un match foarte, foarte frumos, o să vedem cum joacă Mbappé versus PSG. Bun, cam așa va arăta echipa, o să intrăm desigur cu un tactical view ca să vedem frumos match-ul
și revenim din meci. E bine, și începe finala Champions League, PSG versus Real Madrid. Hai să vedem dacă reușește PSG-ul să câștige și să-l bată pe Mbappe. Caz de bun aici pentru PSG, Hakimi, hai să vedem ce va reuși să facă. Robertson oprește puțin acolo, Lican la balon, șutează și reușește, mă! Bine, mă, Lican in! Bine, mă, deschide scorul PSG foarte, foarte rapid. Adică, na, nu chiar. Minutul 30 ceva, însă contează totuși că face 1-0 prin Lican in. Foarte bine aici, Kylian Mbappé are viteză, se poate duce, continuă, Kylian Mbappé șutează și se pare că marchează Mbappé, incredibil! Ce run a făcut și ce gol a reușit, wow! Wow, zici că se răzbune efectiv pe PSG. Wow. Da, se face 1-1, din păcate, asta este. Corner pentru cel la PSG, centrare destul de bun. Acolo Marquinhos reușește cu cap, mă, bine, mă, Marquinhos, mă, face 2-1. Bine, mă, Marquinhos. Wow, ce bine a dat cu capul acolo. Nici nu mă așteptam să-mi scrie, am crezut cu apără, însă până la urmă a reușit să marcheze. Se face 2-1 pentru PSG. Ocazie bună pentru cel la Paris Saint-Germain, Dembele. Dembele ține foarte bine de minge, trece foarte bine, pasa bună la Lican in. Vitinha șutează și reușește să marcheze Vitinha. Ce combinație bună de pase face Vitinha. 3-1 versus cei de la Real Madrid în finala Champions League. Mă, bine, mă, Vitinha, mă. Și cam ăsta a fost meciul. Reușim până la urmă să câștigăm finala UEFA Champions League cu PSG din primul sezon. Chiar mă mire chestia asta, însă reușim cu 3-1, o bate pe cei de la Real Madrid. Hai să vedem aici cum urcă pe podium, să ia trofeul. Cine este capitanul oare? Chiar nu știu, ar trebui să fie Van Dijk, cred că. No, este Marquinhos, am uitat, ok, este Marquinhos. Hai să vedem Marquinhos, ia trofeul și 3, 2, 1 și reușim să câștigăm finala Champions League. E bine, și cam acesta a fost sezonul cu numărul 1, un sezon destul de bun pentru cel la PSG. Am câștigat și liga noastră, cât și UEFA Champions League. Asta înseamnă că ne-am îndeplinit obiectivul principal și jumate din obiectivul secundar. Însă noi o să continuăm, desigur, să mai simulăm încă două sezoane, dacă mai reușim să mai câștigăm o dată Champions League-ul. Așa că intrăm în sezonul cu numărul 2. Ultimul sezon cu numărul 2 și în sezonul cu numărul 2, hai să vedem ce putem să facem ca să upgradeăm echipa. Și majoritatea vedem că sunt la națională, însă vedem că Zaire Emery are cam cel mai mic overall din mijloc, are 82 overall, deși este un overall destul de bun. Cred că aș vrea să-l schimb cu un jucător mult, mult mai bun. Așa că haideți tot să căutăm un alt mijlocaș. Însă totuși el are 18 ani. Chiar nu știu să-l păstrez, să nu-l păstrez. Nu, cred că o să schimbăm striker. Da, o să schimbăm pe Colomani, nu o să schimbăm mijlocaș, o să schimbăm pe Colomani. Bugetul nostru pentru acest sezon este de 109 milioane de euro. Cam puțin totuși, cam puțin. O să cerc eu să mai vând niște jucători, să mai fac niște bani în casă, că ne trebuie. E bine, și că nou atacant vreau să-l transferăm pe Victor Osimhen. Un atacant foarte, foarte bun, 89 overall, 25 de ani, n-am cum să-l transfer. Arată foarte, foarte bine, însă o să ne coste destul de mult. 154.153.000, iar noi avem 186, am mai vândut niște jucători, printre care și Colomani, așa că ne permitem să îl transferăm acum. E bine, și noul star vine la echipă, Victor Osimhen vine la PSG pe suma de 159 de milioane de euro. Și acum cu Osimhen în atac, echipa arată mai dotată. Am încredere în Zaire Emery că va crește, deja a crescut plus 1 de fapt. Și dacă nu o să crească el, îl mai avem pe... unde este? Pe Xavi Simons, uite-l aici, o să spun locul lui Soler. Și uite acum cât de bine arată echipa. Desigur că avem nevoie și de development planuri, așa că revin imediat după ce le fac. Am făcut development planurile cât și contractele, echipa arată foarte, foarte bine cu Osimhen acolo în atac. Așa că îi dăm drumul la sezonul cu numărul 2. E bine, și primul meci pe care îl vom juca este desigur versus cei de la Olympique Marseille, în trofii de champion, pentru că am câștigat Liga Franței. Așa că hai să vedem că reușim, echipa lor este destul de interesantă. Îi dăm totuși un quick sim, hai să vedem că reușim și se pare că reușim, o batem la penaltiuri. Ok, o batem cu 4-3 la penaltiuri. În meci marchează, ce marchează? Osimhen, ok, marchează Osimhen și la penaltiuri Osimhen, Osman Dembele, Vitinha, Kvara, Schele ratează și Xavi înscrie.
Următorul meci este în UEFA Super Cup. Am câștigat Champions League-ul și putem să câștigăm și UEFA Super Cup. Versus și Leverkusen, un meci și destul de interesant. O, Colomoni acolo sau aparent. Ok. Îi dăm un quick sim. Hai să vedem dacă reușim să câștigăm și se pare că reușim cu 3-0. Osimhen marchează dubla și Kvaratskhelia. Bine, mă, bine, mă. Suntem în octombrie și următorul meci este versus cel la Sparta Praga în Champions League. Grupa asta este destul de interesantă și mult mai ușoară. Salzburg, Roma și Sparta Praga. Hai să dăm totuși un quick sim la acest meci să vedem dacă reușim să câștigăm. Și se pare că reușim să o batem. Kvaratskhelia marchează Ugarte și Osman Dembele. O batem cu 3-1. Hai să vedem totuși cine câștigă și se pare că este Kvaratskhelia. Bine, mă, Kvaratskhelia, mă. Bine, mă, câștigă unul al nostru balon de aur. Da, oricum, merita, că am scris și multe goluri, am câștigat și Champions League-ul și Liga, adică de toate am câștigat, chiar merita. Suntem pe la jumătatea lunii decembrie și vedem că următorul meci este versus cea Roma, ultimul meci în grupa asta de Champions League, unde suntem pe locul 1, ne sucă destul de bine. Hai să vedem totuși repede un quick sim și să vedem dacă reușim. Îi dăm un quick sim și hai să vedem dacă reușim și se pare că reușim să o batem. Vitinha marchează dubla și câștigăm cu 2-0. În Liga deocamdată nu ne sucăm chiar așa de bine, avem 31 de puncte, Olympique Marseille fiind pe primul loc cu 36 de puncte, cât de cât departe, însă avem timp să întoarcem, să câștigăm noi Ligue 1. Următorul meci este în Copa Naționale versus cei de la Ajaccio, sper că așa se pronunță. Hai să dăm repede un quick sim să vedem dacă reușim să câștigăm și ok, auto replace și se pare că wow, nu reușim. Ne bate cu 2-0. Wow, chiar nu mă așteptam. Deci chiar nu mă așteptam. Următorul meci este în Champions League versus cei de la Real Madrid. În tur ne-a bătut cu 2-1, însă a fost la ei acasă, de data să jucăm la noi acasă. Avem șansa să-i batem. Am făcut niște schimbări, hai să vedem dacă reușim să o batem, îi dăm quick sim și se pare că nu reușim, vă facem egal, Osimhen ia roșu aparent, chiar dacă ne scrie nu reușim să câștigăm, Vini marchează dubla și se pare că ne scoate Real Madrid din Champions League, ok. În Liga de asemenea nu ne sucăm chiar așa de bine, suntem pe locul 3 în continuare și mai sunt câteva luni până la finalul ligii, avem șansa clar să întoarcem, însă AS Monaco și Olympique Marseille văd că am un sezon destul de bun. E bine, suntem pe la finalul sezonului și din păcate, matematic vorbind, n-avem cum să câștigăm Liga, din păcate. Suntem pe locul 3, avem 66 de puncte, pe locul 1 este Olympique Marseille cu 76 de puncte și noi mai avem doar 2 meciuri, deci practic, da, nu avem cum să câștigăm Ligue 1. Se pare că o pierdem. Însă totuși, hai să vedem ce a făcut sezonul ăsta și mă refer la goluri și la asisturi. Cine a dat cea multe goluri este Kvaratskhelia cu un sezon mai slab, să fiu sincer. Însă 20 de goluri și 15 asisturi sunt destul de bune. Osimhen care a fost out câteva meciuri, vedem aici. Însă a scris și el 19 goluri și 7 asisturi. Iar după cum știți, în Liga l-am câștigat. Trofii de champion am reușit. Cupa națională n-am reușit, am fost coș instant. UEFA Super Cup totuși reușim. Însă în Champions League vedem că este din nou Real Madrid și noi suntem lăsați în spate de Real Madrid, bătuți. Un sezon clar mai slăbuț, însă am câștigat măcar 2 trofee. Trecem în sezonul cu numărul 3, ultimul sezon, să vedem cum ne sucăm și acolo. Suntem în sezonul cu numărul 3 și în sezonul cu numărul 3, haideți să facem niște schimbări la echipă. În primul rând, avem nevoie de un nou fundaș, asta clar, în locul Van Dijk, pentru că a îmbătrânit prea mult. Iar în al doilea rând, sincer, în primul 11, nu cred că avem nevoie de nimic. Și pe banca de rezerve, un nou portar de rezervă, da, clar, în locul lui Navas. E bine, prima oară o să încercăm să-l transferăm pe Araujo, o să vedem dacă reușim, pentru că o să fie destul de greu. Însă expiră contractul și sunt pozitiv, cred că o să-l luăm mai ieftin. Totuși, nu avem foarte mulți bani și mai trebuie și un portar, așa că cred că o să-l vând eu pe Van Dijk până atunci, ca să scoate niște bani și pe el. Și se pare că până la urmă Ronald Araujo vine la echipă pe suma de 92 de milioane de euro. E bine, și ca portar vreau să transfer pe Alex Merino, un portar foarte bun, o să ne costești foarte puțin, așa că hai să-l transferăm. Și un nou portar vine la echipă, vine Alex Merino pe suma de 49 de milioane de euro. E bine, și acum cu Araujo și cu Alex Merino pe bancă, ca portar de rezervă, arată mult mai bine echipa, chiar peste tot și este pregătit pentru acest sezon, însă în
înainte să începem sezonul, desigur că trebuie să facem contractele și divem planurile și care vin după ce le fac. Echipa arată foarte bine, este pregătită pentru acest sezon, cât și contractele, așa că hai să dăm drumul la sezonul numărul 3. E bine, și vine cu un meci important, se pare că are loc fix acum și aceasta este calificarea. Da, ok, deci apare noi antrenam pe locul 3 în Liga 1 sezonul trecut și acum trebuie să ne calificăm la Champions League. Wow, ok. Și vedem că turul l-am jucat la noi acasă și a făcut egal. Și acum jucăm versus această echipă la ea acasă. Hai să vedem totuși dacă reușim să câștigăm. Anticipa noastră clar este mult mai bună. Îi dăm un quick sim și se pare că reușim să o batem. Ratează penalti, ok, ok, e bine, e bine. O batem, Osman Dembele marchează. Următorul meci este în continuare în Champions League, în calificări. Și vedem că am jucat versus Galatasaray la ea acasă și am bătut cu 3-0. Așa că următorul meci, adică la tot cu ei, o să fie destul de ușor. Îi dăm repede un quick sim și hai să vedem dacă reușim. Ok, se pare că Hakimi are roșu. Ok, reușim să-i batem. Cu 5-1 la general, marchează Kvaratskhelia și Osman Dembele. E bine, și se pare că începe și grupa noastră de Champions League, care este destul de greu, să zic așa. Leipzig, care este destul de bună, Porto, care și este destul de ok, și Salzburg, care este cam cea mai slabă de aici. Primul meci o să jucăm versus ce Leipzig, așa că o să-l simulăm, să vedem cum se descurcă echipa noastră. Și dăm quick sim, dăm auto replay și se pare că facem egal. Ok, marchează Osman Dembele și Kvaratskhelia. Următorul meci este contra cei de la Leipzig. În ultimul meci din grupă și vedem că ne sucăm destul de bine. Avem 11 puncte locul 1, îi dăm și la asta quick sim și haide să vedem cum ne descurcăm. Și se pare că... ok, o batem cu 4-2. Marchează Kvaratskhelia, Vitinha, Hakimi și Osman Dembele. De asemenea, în ligă ne descurcăm destul de bine. Avem 39 de puncte pe locul 1, stăm destul de bine. Suntem în 3 martie, destul de departe, am intrat de mult în anul nou. Însă următorul meci este versus cei de la AS Monaco în quarterfinals în Cupa Națională. Vedem că a trecut de Toulouse destul de ușor. Îi dăm și la asta un quick sim să vedem dacă reușim să câștigăm. Hai să vedem quick sim și se pare că ok, ok, o batem la penaltiuri cu 4-2 și 3-3 la general. În ligă în continuare ne jucăm foarte, foarte bine. Sunt optimist, sezonul acesta sunt sigur că o să câștigăm. Următorul meci este contra acela Borussia Dortmund și vedem că în tur am bătut-o cu 3-2, iar turul îl vom juca acasă unde avem avantaj. Hai să vedem dacă reușim să câștigăm și să trecem mai departe. Avem și avantajul scorului și avantajul faptul că jucăm acasă. Hai să vedem, îi dăm un quick sim și se pare că repatem cu 4-1, 7-3 la general, efectiv eu am spart, Marchează Marco Asensio, din nou Marco Asensio, Kvaratskhelia și Xavi. E bine, următorul meci este în Cupa Națională versus cei de la Bordeaux. Un meci destul de ușor, zic eu, în semifinale. Hai să vedem dacă reușim să o batem. Dăm repede un quick sim și se pare că... oh, wow, ne bate Bordeaux, nu pot să cred. 2-1, minutul 118 de gol. Wow, ok. Și ce marchează pentru noi? Este Hakimi, wow. Următorul meci este contra acela Liverpool în Champions League, în quarterfinals. Și vedem că în tur i-am bătut cu 2-1. În retur însă jucăm la ea acasă. Hai să vedem totuși dacă reușim echipa lor. Dar clar, oricum este destul de bună. Echipa asta este cam obosită. Îi dăm un quick sim și hai să vedem dacă reușim. Reușim, îi bate cu 3-0. 5-1 la general, marchează Marco Asensio, Osimhen și Osimhen din nou. Wow, i-am spart efectiv. Iar următorul meci este în continuare, desigur, în Champions League versus și la Tottenham Hotspur, unde vedem că în tur i-am bătut la ea acasă cu 2-1, iar returul, desigur, îl vom juca la noi acasă. Suntem în semifinale, deci următorul meci va fi în finală dacă trecem de Spurs. Echipa lor este destul de bună peste tot. Îi dăm totuși un quick sim și hai să vedem dacă reușim. 3 2, 1 și reușim cu 3-0, îi bate incredibil. Deci pe toată lumea bate cu 3-0, însă Osimhen a primit cartonaj roșu. Nu, nu va fi în final. Wow, marchează totuși dubla Kvaratskhelia și Marco Asensio, dar nu va fi Osimhen în finală. Ce nașpa. Și finala se pare că va juca versus City, probabil. Are 3-1 la general momentan, deci da. Iar în ligă stăm pe spate, 80 de puncte, 20 de puncte diferență față de AS Monaco, deci eu zic că am câștigat liga. E bine, și desigur, următorul meci este finala Champions League versus cei de la Manchester City. Însă înainte să intrăm în meci, hai să vedem și noi ce a făcut echipa noastră. Și se pare că Kvaratskhelia a prins iar un sezon foarte bun, 31 de goluri, 17 asisturi. Osimhen și el a rupt 28 de goluri, 2 asisturi, chiar a jucat toată echipa foarte, foarte bine.
Însă, din păcate, în finală nu o să-l avem pe Osimhen. Asta este. Din păcate, n-am câștigat Cupa Națională, însă am reușit să câștigăm Liga 1 și suntem și în finala Champions League, unde desigur că dăm de City, care are o echipă foarte, foarte bună. Bine, eu cred că e cam bătrână, KDB-ul ăla nu știu dacă mai joacă, că o să-l băgăm pe Ramos, care nu este cine știe ce, însă, na, asta este, n-avem altă variantă, așa că ne vom baza pe el. Îi dăm totuși un sim cu tactical view și haide să intrăm în meci. E bine, și începe finala Champions League. Hai să vedem dacă reușim să câștigăm în 3 sezoane 2 Champions League-uri. Sunt foarte curios. Ocazie bună pentru cei la City. Hai să vedem acum pe Haaland ce va face. Pasă bună la... Ok, îl prind aici pe Barella. Wow, mă, ce l-a prins acolo pe Barella. Face City 1-0. Ok, minutul 10. Cam așa, da. Ok, se face 1-0. Ok. Bine, aici trece Zaire Emery, pasă la Kvaratskhelia, care șutează și reușește să marcheze. Bine, mă, Kvaratskhelia, prima fază după schimbare, după ce am făcut cele 3 schimbări, pa nu, singura schimbare foarte bună, ocazie foarte bună, minge la Haaland, șutează și marchează Haaland. Wow, ce puternic șut și reușește să marcheze, face 2-1, foarte aproape aici să câștige City, totuși sperăm că o să întoarcă PSG-ul. Ocazie bună pentru PSG, hai să vedem ce va reuși aici Ramos să facă, nu pot să cred, ratează Ramos, minutul 87. Iese Haaland, hai să vedem acum dacă reușim să facem ceva, trebuie să înscriem, haide. Și, nu pot să cred ce apără, nu, haide. Nu pot să cred, deci nu pot să cred cum s-a plimbat mingea. E bine, și cam ăsta a fost meci, nu putem să câștigăm aici. Asta este, a ratat Ramos din fața porții, asta este, ne bate City cu 2-1. Pierdem finala Champions League, rămânem doar cu unul singur. Dacă n-avea roșu Osimhen, câștigam, eu zic că câștigam. E bine, și cam ăsta a fost videoclipul de azi. Un videoclip destul de interesant, mie mi-a plăcut destul de mult să îl filmez. PSG a reușit din primul sezon să câștige și Liga și Champions League-ul. Și în al treilea sezon am câștigat a doua oară Liga, ceea ce a fost destul de interesant să vedem cum au crescut și jucătorii. Vedem că Kvaratskhelia a crescut foarte, foarte mult, la 93 overall. Chiar nu mă așteptam să crească așa de mult. Peste tot echipa de fapt s-a descurcat foarte, foarte bine. Așa că eu zic că am făcut o treabă destul de bună. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri. Să vă abonați în caz că n-ați făcut deja și să activați și clopoțelul. Eu am fost UnrealByte, v-am pupat, pa, pa!